A fost deschis anul școlar la Colegiul Militar din Craiova. Elevii din anii mai mari le-au prezentat bobocilor drapelul de luptă al unității, apoi s-a intonat imnul național, a urmat o slujbă religioasă și cuvântările invitaților. Înțelepciune, armonie și putere, cel ce pe omul cel creat de tine l-a înzestrat cu suflet viu. Permiteți-mi să adresez același bun venit în frumoasa familie a tinerilor panduri, bobocilor, celor 169 de tineri emoționați, dar plini de speranțe și vise, ce poartă astăzi deopotrivă stângaci și mândri uniforma de elev de Colegiu Național Militar. Părinți, bunici și prieteni sunt astăzi alături de ei, împărtășind emoția și bucuria unui nou început. Bucurie manifestată pe de-o parte cu lacrimi pe obraz, dar pe de altă parte suntem convinși că și foarte multă încredere că fiii și fiicele dumneavoastră au optat pentru drumul spre reușită și împlinirea viselor proprii. Speranțe pentru ei, dar certitudini pentru absolvenții promoției 2023 general Constantin Hristescu 100, promoție care a absolvit în anul acesta Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu. Astfel, la examenul de bacalaureat, procentul de promovabilitate a fost de 100%, cu media generală 8,70. Colegiul, alăturându-se unor instituții de învățământ preuniversitar de renume din România, beneficiare acestor rezultate de excepție. Dovada pregătirii serioase a fost făcută și prin reușita absolvenților, în urma susținerii examenului de admitere în instituțiile de învățământ militar universitar, aceștia devenind studenți în toate aceste prestigioase unități. Profesionalismul, seriozitatea și abnegația muncii corpului profesoral, alături de elevi, au făcut ca în panoplia colegiului să fie acumulate premii internaționale, premii și mențiuni naționale, la nivel local, județean și regional. Spațiile de învățământ, de cazare, de hrănire, noua sală de sport, au fost construite și date în folosință în nou nostru colegiu.
S-a făcut o investiție foarte mare pentru construcțiile moderne pe care le vedeți aici, dotate cu mijloace excepționale pentru asigurarea unei solide pregătiri științifice a elevilor, pentru realizarea standardelor de educație la cel mai înalt nivel, pentru orientarea profesională competentă, pentru ca aceștia să urmeze o carieră militară de succes în concordanță cu nivelul de pregătire și cu nevoile Armatei României. Toate aceste realizări sunt rezultatul conjugării efortului mai multor factori, din școală și din afara ei, și consider că este potrivit să ne exprimăm gândurile de mulțumire și gratitudine față de ajutorul pe care l-am primit. Adresez așadar cuvinte de recunoștință eșalonelor superioare pentru îndrumările pe care le-am primit atunci când a fost nevoie, ajutorul în rezolvarea anumitor probleme și sprijin logistic pentru necesitățile unei unități aflată încă la începuturi. De asemenea, autorităților administrative județene și locale pentru deschiderea pe care au avut-o permanent față de colegiul nostru și nevoile sale în desfășurarea unei bune activități în procesul de învățământ. Structurilor militare din garnizoana Craiova și a celor din afara garnizoanei, precum și față de Inspectoratul Județean de Jandarmi, Brigada Mobilă de Jandarmi, Inspectoratul Județean de Poliție, Poliției Rutiere, Poliției Locale, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, pentru colaborare în activități de o mare diversitate și nu de puține ori sprijin în derularea unor proiecte. Părinților elevilor, pentru că ați îndrumat copiii către o asemenea profesie, i-ați pregătit moral, intelectual și fizic spre a face față într-o școală de elită, i-a susținut pentru îndeplinirea obiectivelor lor. Iar acum aveți permanent grijă, ca și noi, de buna lor pregătire. Vă rugăm să aveți în continuare aceeași grijă și să aveți încredere că ei se află pe mâini bune. Un cuvânt de mulțumire aparte se cuvine corpului profesoral și cadrului militare din instituție pentru competența și dăruirea în procesul de învățământ propriu-zis și în derularea tuturor activităților colegiului. Acest nou an școlar este, pentru noi toți, un moment de sărbătoare, de bucurie a revederii după o lungă și bine meritată vacanță. Pentru noi, clasele a 12-a reprezintă un nou prilej de a dovedi că suntem încrezători în forțele proprii, că putem mai mult și că suntem, oricând, capabili de performanță. Bineînțeles, în spatele oricărei performanțe se află o muncă asiduă, încrederea în sine și dorința de a reuși. Dragi boboci, vă aflați astăzi la începutul unui drum lung și anevoios, dar la finalul căruia, cu siguranță privind în urmă, veți spune că a meritat. Sunteți emoționați, curioși, dorniți să cunoașteți viața de Vladimirești și în același timp vă este teamă de necunoscut. Stați liniștiți! Noi, colegii voștri mai mari, suntem alături de voi și ne dorim ca experiența primului vostru an să fie una plăcută. Vă urăm bun venit și ne dorim să pășiți încrejători în familia extinsă a Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu. Fiți visători, ambițioși și lăsați fricile deoparte. Dragi colegi, ținând cont de renumele acestei instituții de învățământ militar, trebuie să dovedim că performanța și rezultatele deosebite ale elevilor Vladimirești reprezintă o tradiție. Suntem datori să demonstrăm, prin muncă, multă muncă și seriozitate, pe examenele viitoare reprezintă pentru noi șansa de a arăta că suntem capabili de reușite. Stimați profesori și instructori militari, datorită dumneavoastră ne aflăm astăzi aici și suntem convinși că sunteți mândri de noi. Ne-ați învățat că respectul, seriozitatea, dăruirea și perseverența sunt factori indispensabili succesului. Ne-ați sfătuit și ne-ați fost alături când aveam nevoie și ne-ați încurajat să visăm. Datorită profesionalismului dumneavoastră am ajuns, în pragul examenului de maturitate, să fim optimiști și să demonstrăm că eforturile dumneavoastră nu au fost în zadar și că performanța nu a fost niciodată o opțiune. Vă rugăm să primiți mulțumirile noastre pentru efortul depus, pentru ca noi să ajungem la poarta maturității înarmați cu toate valorile necesare succesului: corectitudinea, perseverența, onoarea și modestia.